O parcare supraterană în zona magazinului Bucovina ar fi fost un lucru practic, dar deloc estetic. Arhitecții consultați pentru realizarea acestui proiect au fost de părere că nu se poate realiza o parcare supraetajată în zona respectivă, întrucât ar trebui aliniată la înălțimea magazinului Bucovina, iar în acest caz ar fi fost foarte apropiată de această clădire. De aceea ne-am repliat conform planului urbanistic zonal în zona Casei de Cultură pentru parcări subterane, pentru că și ele sunt eligibile în acest program operațional regional. Sigur, urmează ca în perioada următoare să facem un studiu de fezabilitate acolo. Vom trata și vom depune un proiect de reabilitare urbană în zona centrală, care prevede realizarea de parcări subterane. Acest punct este cuprins în proiectul de reabilitare a zonei centrale pe care Primăria Suceava îl va elabora și depune la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Primarul Ion Ungu a spus că investiția este estimată la 8 până la 10 milioane de euro și a precizat că fondurile vor fi alocate din cele 22,4 milioane de euro pe care municipiul Suceava le va primi prin programul operațional regional după ce a fost declarat pol de dezvoltare urbană. El a mai spus că proiectul va include pe lângă această parcare subterană și refacerea pavajului și modernizarea fațadelor imobilelor de pe străzile Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare și Anai Pătescu.